Bună seara! Bună seara! Crede! Bună seara! Cetățenii Republicii Moldova au cerut de mult clar eliminarea corupției și influenței străine dăunătoare cu care țara se confruntă de prea mult timp. Ei își doresc un stat care să ofere șanse egale tuturor, unde banul public este folosit în beneficiul poporului și nu de un cer corupt de oligarhi. Ei vor un guvern care să ia decizii în interesul poporului, dar nu la indicația unor puteri străine ostile. Statele Unite au depus eforturi mult timp pentru a susține această viziune, oferind sprijin financiar, tehnic și consultanță pentru reformele vitale în domeniul sistemului judiciar și a statului de drept. De asemenea, am respectat în mod clar și consecvent neutralitatea constituțională a Republicii Moldova și dreptul său suveran de a-și alege propria cale. Astăzi anunțăm o nouă etapă în lupta împotriva impunității pentru corupție și în sprijinul nostru pentru poporul Republicii Moldova în lupta sa pentru un viitor mai echitabil, mai prosper și mai sigur, care să fie liber de orice influență abuzivă a guvernelor străine care își urmăresc propriile interese. Cu doar câteva clipe în urmă, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat sancțiuni împotriva doi oligarhi moldoveni, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, și a mai multor entități și persoane asociate acestora pentru acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegeri susținute de Kremlin. Includerea în lista persoanelor sancționate înseamnă că orice, începând imediat, orice active și interese în proprietatea lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, care se află în Statele Unite sau sunt deținute, ori controlate de către alte persoane în SUA, sunt blocate și trebuie raportate către biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei. Pe lângă sancțiunile împotriva acestor oligarhi notorii, Statele Unite au mai luat astăzi măsuri pentru a contracara campaniile persistente ale influenței dăunătoare ale Guvernului Federației Ruse prin impunerea de sancțiuni asupra altor persoane și entități asociate eforturilor de influențare susținute de Rusia în Republica Moldova. Aceste sancțiuni interzic orice tranzacții efectuate de către persoane din SUA și orice alte tranzacții pe teritoriul Statelor Unite sau care tranzitează Statele Unite, ci implică orice proprietate sau interese aparținând persoanelor sancționate. Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de, către sau în beneficiu oricărei persoane sancționate, sau primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană. De asemenea, domnul Plahotniuc, domnul Șor și alte persoane supuse sancțiunilor astăzi nu vor fi eligibile pentru a intra în Statele Unite ca imigranți sau non-imigranți. Domnului Plahotniuc s-au impus deja restricții de călătorie similare începând din anul 2020. Guvernul Statelor Unite aplică aceste sancțiuni în baza a două acte juridice diferite. Domnul Vladimir Plahotniuc este sancționat în baza Ordinului Executiv 138-18, care are la bază și pune în aplicare legea Magnitsky pentru rolul său semnificativ în corupția din Republica Moldova. Mituirea forțelor de ordine de către Plahotniuc pentru a menține loialitatea și a asigura un control mai mare în anul 2018 reflectă eforturile sale susținute de a captura și corupe instituțiile judiciare și de aplicarea legii din Moldova, folosindu-se de averea și influența sa politică în scopul subminării rivalilor politici, mituirii funcționarilor aleși și eroderii domniei legii în țară. Domnul Ilan Șor, soția sa, Sara Șor, Partidul Șor și câțiva cetățeni și entități ruse sunt sancționați în baza Ordinului Executiv 140-24,
care blochează proprietatea persoanelor implicate în activitățile externe dăunătoare ale Guvernului Federației Ruse. Mai exact, se constată că aceste persoane și identități s-au amestecat în procesul electoral din Republica Moldova în interesul Guvernului Federației Ruse, acționând inclusiv pentru a sprijini interesele Rusiei în Parlamentul Republicii Moldova în anul 2021 și au cooperat cu Rusia și alți oligarhi pentru a instiga tulburările din Republica Moldova chiar recent, în iunie 2022. Cetățenii ruși sancționați în acțiunea de astăzi au participat la un efort amplu de subminare a statului de drept și de influențare a legilor și a politicii interne a Republicii Moldova pentru a promova interesele Rusiei. Republica Moldova este un stat independent care, la fel ca toate națiunile suverane, are dreptul de a-și trasa propriul curs. Acțiunile acestor cetățeni ruși sancționați demonstrează că Rusia nu a respectat niciodată dreptul Republicii Moldova de a lua decizii proprii. Astăzi, identificăm public pe acești cetățeni ruși pentru a le impune sancțiuni și pentru a ne asigura că oricine care se va gândi în viitor să aplice astfel de tactici în Republica Moldova va înțelege care vor fi consecințele pe care le va suporta. Fiecare din aceste desemnări în vederea sancțiunilor este generată de un proces amplu și riguros, în conformitate cu cele mai înalte standarde probatorii. Nu sunt eu acela care trebuie să vă spun vouă, cetățenilor Republicii Moldova, despre amploarea corupției în care s-au implicat Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. A trăit mai mulți ani într-un stat capturat, cu un sistem de justiție erodat, alegeri distorsionate și voturi furate în Parlament, precum și sacoșe cu bani transmise din mână în mână. Anunțul din această seară reprezintă cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni pe care Statele Unite le-au întreprins pentru a ajuta la eliminarea flagelului corupției în Republica Moldova. Astăzi, Statele Unite demonstrează încă o dată că vă sunt alături în combaterea corupției și protejarea democrației pe care ați câștigat-o cu greu. În încheiere, aș dori să rog echipa de presă a ambasadei să distribuie informațiile suplimentare despre acțiunile anunțate. Vă mulțumesc mult!